Vița de Vii a urcat pe scenă în uralele sutelor de tineri strânși la sărbătoarea muzicii rock. Fanii devotați au uitat de frig și au fredonat hiturile preferate. Oare mai știi cum a fost primul pas greșit, primul reușit? Îmi plac cel mai mult de cei de la Vița de Vie, pentru că i-am ascultat de când era mică, că părinții ascultau și... Foarte amuzat, mai ales fiindcă suntem cu prietenii și că suntem împreună. Mă aștept multă nebunie, cu toate că nu sunt genul, dar sunt cu prietenii mei și doresc să avem un timp foarte, foarte plăcut. Dacă ploaia s-ar opri sau ziua vrăjitoarelor, piese consacrate ale trupei de rock Cargo au răsunat live seara trecută, nu doar în jurul scenei, cât mai ales în inimile fanilor. Petrecerea nu s-a terminat, pentru că în această seară vor concerta trupele Vank și Holograph, iar duminică distracția maximă va fi asigurată de trupa Zero și Direcția 5.